Andrei, de ce vrei să ne furi azi timpul? Despre ce vrei să ne vorbești? Dar uitați-vă! Uitați-vă ce văd eu de dimineață! Uitați-vă ce văd! În primul rând văd asta. Voi reitera poziția. Susțin și respect munca jurnaliștilor și știu câtă dedicație depun cei care muncesc în domeniu. Nu sunt contra criticilor constructive și cu respectarea regulilor jurnalistice. Sunt contra materialelor vădit tendențioase care au scop manipularea și de a induce intenționat în eroare opinia publică. Îți dai seama, și albinăs și împotriva nerii. Un mincinos împotriva inducerii în eroare a opiniei publice, fără a respecta codul deontologic al jurnalismului în foarte multe cazuri. Atacurile mediatice din ultima perioadă în adresa mea, a echipei și a primăriei în general, le puteți urmări peste... Nu mă atacuri peste tine, nu mă atacuri peste mine ta. Da, paranoia asta continuă, nu se oprește. Și partea faină despre care eu azi vreau să vorbesc, partea faină a societății noastre care ne invită uneori și la un studiu, nu doar politic și de comentarii din asta trecătoare, dar și la un studiu psihologic sau poate chiar cineva este flământ de o adâncire într-o abordare științifică a ceea ce înseamnă om, a antropologiei noastre. Apoi ca asemenea cazuri, precum sunt cele de care azi vă vorbesc, apostare gratuite, politica moldovenească ne oferă aceste specimene. Ion Ceban scrie că e atacat peste tet în ultima perioadă, și el și primăria. Bam! E ca așa ceva scrie. Dar de fapt, și ne-a atras neatenția, este acest video de 13 minute, actele, în care începe așa. Uite ce descriere. Sunt gata din bani proprii să contribui și să mă ajutați. Я подарю себе тебе подарок. Sunt gata din bani proprii să contribui și să mă ajutați și voi să facem un monument funerar pentru așa zisa presă liberă care a murit. Ia ca de ce eu am insistat să începem pe o notă o leacă mai tristă, prieteni. Pe o notă mai tristă. Că dacă numai vă dați o leacă de silință, intrați în atmosferă și înțelegeți ce înseamnă că a murit presa liberă în viziunea lui Ion Ceban. Și vă îndemn un exercițiu de amintire. Să-l încercăm asupra noastră, să ne amintim cum presa liberă nu a murit când Ion Ceban era în PCRM și nitul o trăge oamenii pe ochi și urechi. Presa liberă nu a murit atunci când Ion Ceban își angaja femeia la cantora Exclusiv Media, care administra televiziuni propagandistice pro-Dodon, pro-PCRM. Presa liberă nu a murit când Ceban era în PCRM și îi dansau cu placa. Și în 2016 o, 30.000 de sirene ca așa, ca caranie de sos scădea din redacții de 10-100.000 de euro. Presa liberă atunci nu a murit. Da, mu? Presa liberă a murit în viziunea lui Oanea Cebanea. Amu, când Moldova urcă poziții la capitolul indicele libertății presei. Anul trecut Moldova a urcat 49 de poziții. Ceban nu știe noutatea asta. Moldova urcă poziție la capitolul indicele libertății presei. Sunt mai multe rapoarte care vorbesc despre asta. Nu, hai să-i dăm o ascultare lui Ceban, pentru că au apărut și titluri, precum este asta și multe altele. Nu vreau să vărs lunină negativă sau de oricare altă anume asupra lui Newsmaker, dar e ca Newsmaker, de exemplu, scrie cu video în paranteză, am ușa să dăm și un video, monument funerar presei libere. 8 asociații de jurnaliști au condamnat declarațiile primarului Ion Ceban. Adică tu ai dat share la așa ceva, tu ai dat click la așa ceva, tu ai vrea să intri să citești un text lău de declarație a unui ONG din care poate nu știi ce fel de organizații fac parte, tu ai vrea să uiți 13 minute de video cu Ceban ca să înțelegi ce este condamnabil acolo. Eu sunt flămând de titluri de știri care sunt și cognitive, care să adauge un plus valoare la binecunoscutul fapt că noi suntem într-un plintus la capitolul educației mediatică. Și atunci când apar manifestări culturale, artistice, susținute, sponsorizate, organizate de șor în Chișinău, sunt sigur că mulți dintre voi, și pe mine mă frământă, mă rupe, dar o leacă mă obțin să scriu rușine, asta e prostie, asta rușine ce se întâmplă în centrul capitalii, nu îi ține pământul de proști. Dar eu când văd Ceban, reacționez așa, când mă gândesc la toți șefii de direcție, la tot felul de prietori care stau și-l ascultă pe Ceban la ședința săptămânală a serviciilor primăriei din ore pentru care Ceban este plătit să muncească și în care Ceban își face campanie electorală continuă. E că eu acolo tind mai degrabă să spun rușine. De ce acest titlu nu spune 13 minute din nonsens din gura primarului Ion Ceban, rostite iarăși, din nou, încă o dată, nu știu câta oară, la ședința serviciilor municipale a primăriei municipiului Chișinău? Asta ne-ar fi atras atenția. Nonsens. Nonsens eu vreau să dau click pe nonsens. Și după asta să spui 8 asociații de jurnaliști au condamnat pierderea de timp al lui Ion Ceban și pierderea de bani public. Noi n-am să ne uităm la toate 13 minute, cu toate că tare aș fi vrut. Eu vreau să am cât mai mulți prieteni cu care se pot împărtăși asemenea momente grele din viața mea. Dar vă propun, dacă aveți voi timp, măcar primele 4 minute să ascultați, să vedeți și Grăiește el acolo, ca să vă convingeți și voi că din asta se fac știri, că omul ăsta e primar de Chișinău. Și noi, eu tot mă bag în această oală, aparent suntem foarte toleranți față de prostie. În română nu sună bine când spui că cad de bou, dar bullshit e așa de gustos ca sunet, ca cuvânt în limba engleză. Și eu nu știu alt cuvânt pentru ce și rostește omul ăsta minute în șir. Nu știu alt cuvânt care să-l potrivesc. Deci hai să ascultăm, că la secunda 34 un video în care omul anunță că este gata, nu cu date pașol, anunță că este gata din bani proprii să contribuie și este gata să ne ceară nou ajutorul, să facem un monument funerar pentru așa zisa presă liberă care a murit. Omul care direct a băgat ciorul în asta ani de zile, care a făcut parte din structuri politice, care a corupt presă și a făcut ca presa să fie deloc liberă. Nu, hai să-l ascultăm. Săptămâna trecută, stragă oameni minciuna, să fie că e fals, să fie că e calomnia. Pasul neapărat este dată de mass media, așa numită independentă, care stă la cheremul acestei guvernări, a guvernării PAS. Este mass media care stă la cheremul guvernării PAS. Luăm această afirmație, o credem, da? Nu căutăm probe să demonstrăm că PAS n-are televiziuni. Nu căutăm. Pentru că suntem treji la minte. Repet, Ceban a murit într-o ședință, el are angajați a primăriei, prietori, șef de direcție care îl ascultă. Imaginați-vă, tu vii la job, tu lucrezi în domeniul X, dar bossul tău îți grește despre cu totul altceva, despre cu totul alte pene, despre cu totul altfel de păuni decât tu te așteptai. Astăzi dimineața am ascultat câteva buletini de știri și m-a luat groaza de minciunile pe care le îndrugă în speranța de a albi cumva acest caftan murdar a guvernării PAS. În al doilea rând, rog cetățenii să se informeze și să nu fie duși în eroare de așa numită presă, repet, independentă, care au ca scop să atace primărie și să spună că în Chișinău nu se face nimic. Tot sunt... Ok, eu aici țin să ne întoarcem la ceea ce a spus el anterior, mai sus, da? Ultima lui declarație. Atacurile mediatice din ultima perioadă în adresa mea, echipei și a primăriei în general, le puteți urmări peste tot. Semn că sunt multe aceste atacuri. Nu? Și noi îl credem pe cuvânt. E primar, băi, ales de 100 și ceva de mii de oameni în funcție de primar general a capitalei Republicii Moldova. Ion Ceban, felicitări! Mulțumim FSB, da? Și că el zice că e atacat peste tot. El zice că a urmărit buletin de știri unde e atacat peste tot. Eu am făcut un efort, care, da, nu este un studiu științific, dar vă invit și pe voi, poate adăugați valoare la ce și spun. Eu am intrat pe Ziarul de Gardă și m-am uitat, este o rubrică pe multe site-uri, multe portaluri de știri, au rubrică cele mai populare știri, că din ultima săptămână, da, 3 zile, azi și-a fost popular, din ultima săptămână, pe Ziarul de Gardă. Se schimbă ora de vară. Trebuie și moldovanul și spațiu temporar trăiește. Cea mai populară știre. Poliția nu-și anunță. Administratorul la Arena Națională. Compania anulează zboruri. Un decan și un șef la universitate. Întreruperea adunării generale judecătorii. Câștigătorul licitației pentru procurarea plăcilor de matriculare. ASP. Scrisoare deschisă în legătură cu Biblioteca Națională. Despre primărie? Despre Ceban? Ok, să zicem Ziarul de Gardă și pe ascuns. Eu am văzut cum ei se ascund în autobusuri la șor. Hai, mergi mai departe, hai pe Agora să mergem. Agora tot are o rubrică, da? Cu cele mai populare știri. Hai mai jos, Agora au schimbat site-ul. 7 zile, iaca, știri din 7 zile, ultimele 7 zile. Iaca, regiunea Moscovei tăiat pădurile ca să instaleze stații de apărare anteriană. Limba română, Șoigu Prigojin, strategie secretă a Kremlinului, investigația RAIS, spital de psihiatrie, istoria din spatele clădirii fostului seminar teologic, jurnalista asta rusă care la Первый canal, drona care a rănit o persoană. Unde Ceban? Unde atacuri? Eu vreau să... Hai mai departe, TV8. TV8 tot are rubrica și cele mai populare știri. Top știri, top știri, dau încoa. Of, Doamne. Dar spate un comentariu off-topic apropo de thumbnail-urile astea, de canaluri de prank din Tiumeni. Eu vin să citesc știri și ne dau culori, capșo, umbri, specificte. Mai scurt, ultimele 7 zile, investigația de la Cutia Neagră, TV8 și stinde echipa, anunț de angajare, activitate centrul unic, deci, понятно, scandal de mezinere, președinta, cazul bărbatului lovit de dronă, unde Ceban? Unde atacuri la Ceban? Unde atacuri? Mai departe, hai să mergem pe Știri MD, un agregat de știri, Point MD în rusă, Știri MD în limba română. Aici adună știrile din mai multe surse și redactează știri proprii, da? Ultima săptămână, știri populare. Ex-deputat rus anunță, Putin, Maia Sandu, reclamă Moldinkombank, 383 de views, malație, ghine dați banul, percheziție la un membru partidului Șor, nu știu ce, de astea, prânzuri calde, reclamă la altă bancă, 196 de views. Interesant cât o plătit și unii și alții. Glume pe intern. Soldații care se declară ucraineni, un nou protest, 1 aprilie, pensiile, Zaharova. Gde ce... Atacurile! Unde sunt atacurile? Unde sunt atacurile la adresa mea? Unde sunt atacurile? Eram copil odată și... tata a venit alea ciupit acasă. Și era foame. Nu mai țin minte și era la felul întâi, dar vreo e felul întâi cu smântână. Dar noi suntem 3 băieți, mama în casă și cumva am terminat smântâna până ca tata să vină ciupit acasă. Și tata a enervat că ta smântâna, nu era smântână în casă. E nici curios dacă Ceban vreodată se întoarce acasă și... Da și azi nimeni nu vrea să mă atace. Atacuite mine, пожалуйста. Măcar de undeva, atacuite. De peste tot mă atacă la lucru, dacă vin acasă nimeni nu atacă. Eu n-am remarcat atacuri la adresa lui Ceban în ultima perioadă. Poate eu nu știu ce înseamnă ultima perioadă, dar omul iese în ședință. Primar de capitală, Grăiește despre asta public. Și știrile care se scriu despre asta e despre cum e condamnabil ce ești, deci primarul, și este un ONG care ia că au venit cu o declarație care susține că primarul ar trebui să-și retragă această frază, să nu mai atace jurnaliștii presa liberă din Republica Moldova. Deși nu-i posibil descris, primarul Ceban recidivează minute în șir de nonsens la ședința serviciilor municipale. Din bani publici, primarul în continuare își face campanie electorală vorbind despre nică. Deși nu-i posibil asemenea titluri de știri descris. Nu-i asta oare mai explicativ? Nu-i oare mai cognitiv pentru oamenii care urmăresc aceste știri? Și te faci pe tine să dai share sau click sau like sau să comentezi la această știre. E sec, steril, neinteresant. Și înșerbântant pentru mine. Foarte înșerbântant. Am făcut studiul nostru științific, am developat atacurile din ultima perioadă la adresa lui Ceban și ne întoarcem la ce își spune el în acest video. Așadar, poate ați uitat-o leac, dar era o frază care o leac deschide poarta spre noi argumente. O urmărit omul de dimineață, o zis luni, buletinii de știri, o observat atacuri de peste tot și... albi cumva acest caftan murdar a guvernării PAS. Caftanul. În al doilea rând, rog cetățenii să se informeze și să nu fie duși în eroare de așa numită presă, repet, independentă, care au ca scop să atace primărie și să spună că în Chișinău nu se face nimic. Super ciotcos, super sfat. Nu contează din gura cui a venit. Ceban, nu Ceban, Copchil, AI. Foarte bun sfat. Rog cetățenii să se informeze. Mega like, maladeț. Și, ca să nu fie duși în eroare. Și, da, respectiv să urmărească surse publice oficiale. Tu ai Telegram? Are Telegram. Are pagină de Facebook foarte activă? Are pagină de Facebook foarte activă. Are caftan curat? De-a voi treaba noastră să judecăm și fel de caftan are Ceban. Tot sâmbătă, duminică am făcut... mai multe vizite în teren, unde oamenii, într-un fel sau altul, se adresau și spuneau, domn primar, nu atrageți atenție la toate prostiile, noi vedem ce se întâmplă la televizor, ce se întâmplă în realitate. Super! Super ciotcos! Nu-i problemă! Gata, la 1 minut 41 nu-i problemă. Omul zice că e atacat peste tot, dar au fost și s-au întâlnit cu oamenii, oamenii au văzut ce la televizor, au văzut ce în realitate și nu-s duși în eroare. Și... aici, încă o dată, trebuie să accentuez că oricât de mult ar murdări imaginea primăriei municipiului Chișinău și ar spune lucruri care nu sunt nici prioritare, nici importante, nici adevărate, scoase din context sau spuse nu până la capăt și pot să probezi. Deci, săptămâna trecută, iarăși am încercat să facem un exercițiu. Peste 300 de titluri de știri și deci, comentarii în rețele de socializare. 300 de titluri de știri și comentarii. Noi nu știm ce erau mai mult titluri sau comentarii, că uneori scrie o știre și o știre poate să aibă 178 de comentarii. Dar eu nu știu cum a calculat el asta, dar e curios. Noi numai cine am uitat peste știri, n-am găsit știri populare și atacuri dure la adresa lui Ceban, dar săptămâna trecută el a numărat și a identificat asta. În același timp, omul zice că e atacat peste tot, tu jur, pastaiana, dar se duci și se întâlnești cu oamenii și oamenii zic, domnul primar, noi n-atragem atenția la ce își spune la televiziune, faceți-vă treaba în continuare, că noi vă urmărim, apreciem ce își faceți. Și oricât de mult, tot el spune, oricât de mult efort ar face PAS să înalbească caftanul cu sursele sale media, nu merge, oamenii nu cred. Huli urli că vine lupul! Pe mine mă atacă! Toleranța noastră față de prostie e așa de mare, încât, repet, el are șef de direcție, prietori care stau, ascultă asta, havanesc. Pe urmă avem o presă care, din încercarea de a fi super corectă, e că așa îi reușește să fie corectă. În loc să îngroape această prostie, s-o tai, băi, s-o tai din rădășini, că e continuu, fără oprire și nu există absolut niciun mecanism de a-l trage la răspundere, de a-l responsabiliza, băi, ceva, ori de serviciu, serios. Ești plătit din banul public. Știi, probabil îți pasă cum este cheltuit banul public. Nu-i așa, domnul primar? Că tu asta spui. Pe la vreo minutul 8, lui așa de tare îi pasă de banul public, încât el roagă angajații primăriei care îl urmăresc, roagă ceva absolut cosmic. Și eu cred că ăsta era un fragment foarte bun de decupat și de distribuit în știri. Asta era o bombă mediatică care trebuia să vzărvească internetul. Ascultați și roagă primarul de Chișinău, angajații primăriei Chișinău, și roagă să se ocupe. În Chișinău s-au terminat problemele. Uitați-vă și rugăminte. Reiterez. Îmi pasă cum sunt informați locuitorii și despre cum este cheltuit banul public. Îi pasă cum sunt informați locuitorii și despre cum este cheltuit banul public. Acum, domnii viceprimari, șefii de direcție, vă solicit în mod univoc și în regim de urgență să licitați, să contractați servicii de monitorizare a tuturor informațiilor publice, dar și informații cele cu caracter ca și servicii juridice pentru apărarea demnității și imaginii primăriei Chișinău. Primarul municipiului Chișinău. Da, suntem gata să... Oane Cebanea roagă viceprimarii, angajații primăriei, să contracteze servicii de monitorizare a materialelor din presă care vizează primăria Chișinău. Ban public pentru a urmări știrile. Uau! Eu numai și asta ți-am făcut să ia nașarul. Intră, știi, uite pe site-uri, vezi care sunt cele mai populare, vezi fiecare și-o publicat. Na, frunzărește site-uri agregat, frunzărește portaluri separate. Ce ban? Bleați, serios? Asta e adevărat, asta se întâmplă în 2023. Primarul Capitalei roagă angajații primăriei să contracteze servicii de monitorizare a știrilor despre primărie. Primarul, care anul trecut a dat câteva sute de mii de lei lui Angela Sârbu de pe la Acvareli, care până mult tățanii ăștia, iubesc Moldova, de donușca, vină la noi, la reviste, vină la noi, pe panouri, tătă țara se vadă colocei. Și primarul ăsta se îngrijorează de cum este percepută activitatea primăriei, pentru că caftanul pasului e prea înălbit de presa deloc liberă. Și omul să apucă să facă monument acestei prese. Eu nu știu cum să le mai pun cap la cap, să și mai clar, să înțelegeți vzrâvul prin care trec. Dar mă doare și nu știm alte resurse decât să pornesc acest live să vă vorbesc. Și credeți, prieteni, despre asta. Și credeți despre asta din punct de vedere psihologic, antropologic. Și credeți despre asta din punct de vedere al indicelui libertății presei, al felului în care noi relaționăm cu cei care sunt aleși a poporului. Dacă se întâmplă și cineva ani de zile așa să folosească timpul, propriile resurse și noi să nu putem decât la alegeri să ne spunem un cuvânt. Și e to, la alegeri tăți-s la fel, de Andriuca, mă zimit, Nu mai duc la alegeri, nimic nu se schimbă. Dar nu te spala, că oricum a să poți după ce să faci sport. Nimic nu se schimbă. Apia că de ce nimic nu se schimbă? Pentru că cineva tare mizează pe naivi, pe oameni care cred că nimic nu s-a schimbat, pe oameni care pun botul, pe oameni care nu observă, ca el să reușească să-și coalizeze, să-și fidelizeze echipa din primărie, să le explice cât de multe atacuri se adresează în direcția activității lor ca instituții publică importantă, democratică din țară. Și noi, pe urmă, să apreciem. Sau să spunem că e onorabil sau nu, e detestabil sau nu, e îngrijorător sau nu. Apiaca, rebeatușche. Și repet, nu știu dacă m-ați prins de la început sau nu, dar poate ar trebui să repet printr-un cântecel, poate așa și mai clar o leac. Asta e bun? Am căutat pe YouTube la rubrica sad, trist, am căutat răbcic trist. Da, să-i dăm un efect. Hai tot pe reverb să rămânem și... Sunt foarte trist, presa a murit, eu la asta tot am contribuit. Femeia mea a lucrat tuda-siuda la exclusiv media. Și eu m-am bucurat de propagande când am lucrat pentru Voronin, Dodon și FSB. Și FSB. Și FSB. Presa a murit, Dumnezeu să ierte, eu n-am sărbătorit, Dumnezeu să ierte. Hai să dăm mâini la mâini să construim un monument. Cât te-ți zbeți, dar eu spețagent. Dă-i și... Doare, băi, doare. Doare din perspectiva biologică a faptului că suntem oameni. Și... dacă te gândești atent la ce își face Ceban și cum noi, prin anumite căi, ajutăm la perpetuarea asta și tolerăm asta, e rău pentru... aruncați la o parte democrație, stat de drept, viitorul Republicii Moldova. E rău pentru noi ca omenire, pentru oameni e rău asta. Că tolerăm prostia, tolerăm cineva să ne calce așa în chișoare, tolerăm cineva așa să manipuleze opinia publică. De data asta eu m-am indignat pe faptul că în continuare presa mușcă catleta, în continuare presa nu este mai acidă, mai directă. Iese Ceban și zici că presa liberă a murit? Noi avem sute de oameni care se consideră jurnaliști în țara asta și pe bune își fac un job calitativ, ciotcos, de impact, care creează și lucrează la investigații jurnalistice, care fac parte din redacții bambite de tot felul de regimuri și puteri de ani de zile. Asta, eu nu cred că e o simplă declarație a ONG-ului de media sau un simplu articol, așa, o lecuțică mai care arată ai, domnul Ceban, nu mai spuneți așa ceva. Eu nu cred că asta e suficient. Cu Ceban așa să lupți? Atent? Așa e un pic așa corect și obiectiv? Dar de ce să nu-i dedici o pagină specială? De ce să nu-i dedici un titlu special? Un demers la fiecare redacție în parte? Luându-l la rost pentru ce își spune. Eu am făcut un efort și am ascultat acele 13 minute de bret. Sunt 13 minute de nonsens. În care, repet, Ceban cere angajaților primăriei să aloce bani pentru a monitoriza știri. Tu-ți dai seama! Nu mai sunt alte locuri unde se poate de cheltuit banul public în Chișinău. Am și trebuie de făcut. Ia urmărește acolo și eu scris, ia stai, și eu scris, ia îndă să intrăm pe Agora, ia? Uite cum a scris numele meu, Ceban. Trebuie Ceban din man, cu literi mari și presă mult mai mică, așa micuț, dar Ceban mare trebuie de scris. Asta atac la adresa mea. A, uite ce poză a folosit. Poza cum eu sunt om. Trebuie cum eu sunt man. Nu normal, m-ați atacat. Trebuie monitorizat. E curios dacă ei chiar să ajungă la cheltuirea acestui ban public pe așa ceva. Cine va fi contractat? Și cine după asta să aibă de raportat? Domn primar, bună ziua, eu sunt la salubritate. Mai scurt, am făcut curățeniu alea la mine în newsfeed și am descoperit tare mult gunoi în adresa dumneavoastră. Era aici Andrei Bolocan de la Emisiunea Lumina. Tocmai din Canada sau zic cum el dumneavoastră va ataca. Va ataca cu toate valurile de schimbări în albia râului Bâc. Va ataca și va neca, domn Ceban. Asta foarte urât din partea lui. Vă știți rubrica asta? Vom vorbi despre asta pe YouTube cu Audio Library. Cânteci nașaru. Aici sunt muzici gratuite. Le iei și le cânți despre tot ce vrei. Hai unul, dance. Dar uneori și drept nu sunt tare bine lucrate. Dance și sad. Așa dansezi și ești ăla trist. Și vreun efect. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, yeah! Woo! Dar cum ar fi asta? 19, hai așa. Așa de tare îmi place mie și simt că-ți place. Băi, și muzică e complicată. Wow, muzica asta se cheamă Am devenit unt și m-am întochit de iubirea ta. Eu, sunt oameni care au donat stele. Ion Banu, o dat Banu. Ion Banu, mulțumesc, Ion Banu. Mulțumesc foarte mult pentru așa tip de susținere. Facebook a pornit această funcție destul de ciotcoasă după mine, că ani de zile doar YouTube-ul era cel care răsplătește creatorii pentru conținut. Așa că și Facebook-ul s-a apucat să mulțumesc. Mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți gânduri de împărtășit, dați-mi de știri în comentarii. Spuneți-mi și voi cum să luptăm cu așa tip de prostie. Și dați-vă silința să mergem cu un pas oleac mai înainte decât trendul care ne invită să aruncăm cu ură, cu vai și-s de proști, ăștia care iese la prostiestie, uite la dânși, nu-i rabdă pământul. Pentru că pe lângă dânși sunt și care manipulează, care nu-s proști deloc. Ion Ceban nu-i prost deloc. Ion Ceban nu-i bou deloc. Ion Ceban nu stă o săptămână, două șta și pe urmă ies într-un live la ședința municipală și grește jumătate de live despre ce și înseamnă imaginea lui publică. Când el are resurse, are capacități, are oameni care sunt responsabili pentru această comunicare. Cu toate astea, el atrage atenția și foarte mulți în continuare mușcă această deloc gustoasă și periculoasă pentru noi ca omenire cotletă. Dacă tu folosești clickbait-ul, dacă tu strigi că vine lupul, dar lupul nu vine la tine, doar pentru a atrage atenția, pentru a cuceri o leacă electoratul, dacă tu grăiești a ploaie grăiești, generalități pe generalități. Mai scurt, m-am trezit azi dimineață, foarte multă lume deja mie mi-a spus că eu m-am trezit dimineața. Multă lume. Nu cum, doi copii. Dar pe urmă, deja și eu mi-am spus respectiv de-am 3, dar unde 3, asta e, se face și a patelea să încapă, patul e king size. Mai scurt, foarte multă lume azi mie mi-a spus că eu m-am trezit dimineața. Asta a fost un atac dur la somnul meu dulce, care s-a terminat subit, pentru că taman când intra Catherine, intra și Zeta și Jones. Și aici m-am trezit, pentru că cineva a atacat dur somnul meu. Alarma, bine, m-a trezit, mi-am amintit, iată, da. Pavel Ciorici, 99 de stele ne-a trimis. Pavel, mulțumesc. Pavel, nu-i de ajuns că e patron încă și stele trimite. Gheorghe Eftode, zice că a apărut. Noroc, Gheorghe Eftode, bine ai apărut. Oania Cebania nu merită atenție, zice Radu Fală. Ia că asta e bun subiect de discuție, bună temă de discuție. Pe mine foarte des, înainte ca să fac un video și înainte ca să opresc să fac un video pe Lumina, mă oprește asemenea argument, da? Să zicem, aici poți insera orice, în loc de Oane Cebania poți insera Natalia Morar și Platon nu merită atenție, nu știu care nu merită atenție. Când e momentul când un provocator, o provocatoare sau e ca asemenea subiecte merită de fapt atenție? Mie mi se pare că dacă noi am reușit ca o comunitate sau ca o mână de oameni, hai să ne numim, că nu suntem tare mulți, am reușit alea să ne mișcăm lucrurile din loc la capitolul discurs public, public discourse, dar nivelul discursului public pe care noi îl avem, măcar la nivel de pixel pe ecran, dacă noi am reușit să facem asta și să motivăm presa să fie mai riguroasă, să îndemne lumea să apeleze o leacă mai mult la cogniție decât la emoții și șerbințală, să îndemne oamenii să deschidă link-urile, să citească nu doar titlul, dar și conținutul știrii, s-ar putea să ajungem să vedem cum oamenii noștri o leacă mai, număr mai mic iese la manifestații culturale, artistice și organizate de bandiți, o leacă în număr mai mare sunt responsabili și merg la vot, o leacă în număr mai mare semnează petiții de importanță civică, națională, publică. Poate asta e important, poate asta nu e important, contraziceți-mă, dar fie că suntem în Moldova, fie că am plecat de acolo, am tăiat podurile sau nu, ne dorim întoarcerea sau nu, eu continui să cred că bucata asta de pământ, având un potențial de oameni ciotcoși, poate în continuare să repare orice greșeală este din trecut. E că noi ne uităm la adunarea judecătorilor și stăm alea și ne întrebăm, dacă ne întrebăm, băi, de oamenii ăștia 10, 20 de ani în urmă, 30 de ani în urmă au fost de cineva școliți. Și fel de școală au făcut ei ca să ajungă la acest statut de elită în jurisprudență. Și fel de background au ei, încât mulți dintre dânși sunt gata să închid ochii la ceva, să deschid ochii la 1000 de 10, 20, 50, 200 de mii de euro. Și eu intru adesea în pielea acestor oameni, adesea intru din invidie și mă gândesc la o judecătoare ajunsă la un plafon de vârstă căruia plahă a venit și i-a propus, băi, te rog, urmează decizia asta, asta și asta. Tu te alegi cu asta, eu mă aleg cu asta. Că așa că plaha nu grăiește așa de frumos și nu așa de direct și nu el grăie, dar erau alte borseci în jurul lui. Cum să n-accepti? Când tu știi că e ca îți termină cariera ta și vine cineva și îți propune 200 de mii de euro în Moldova. Uite ce bătrâneți luminoasă tu poți avea. Interesul public e pe planul hăt paimicare. Interesul public ar veni din mulți ani de educație, din respect față de instituțiile care pe tine te deservesc. Dacă tu ai ști că o instituție precum Primăria Municipiului Chișinău își face treaba onest și toți angajații de acolo, toți angajații de acolo au un oarecare nivel de toleranță față de bullshit și l-ar opri pe Vania Ceban din live-uri în care el grește despre Nică, pur și simplu ar interveni și ar spune, domn Ceban, azi e zi de lucru, azi e luni, ați putea, vă rog frumos, să treceți la subiect, dar să nu grăieți neaciom. Cine a îndrăznit? Nimeni a îndrăznit, nimeni a îndrăznit, pentru că trebuie capul plecat, trebuie închinat, trebuie să și ierarhie, trebuie și bojica, trebuie să lucrez la stăpân, trebuie să mă, el e șeful meu, cine știe, dacă n-ai și Ceban, poate nu avea de lucru. Că nici dacă am tolera și am răbda și am cultiva asta. Dacă aveți timp și chef, vă invit să mergeți pe canalul Internetul Grăiește, acolo este un interviu cu Veronica Sirețeanu, proaspătă ministra finanțelor, care a lucrat ani de zile la fisc cu salariu de câteva sute de lei, care a adunat o armată de oameni talentați în jurul ei, pe urmă o nimerit în guvern și acum e șef de minister. Și asta e unul din oamenii care au demonstrat că poți, dacă vrei, și te înconjori cu o echipă de oameni care ai încredere și aveți un scop final de interes public, de bun public, poți să învingi tot ce înseamnă sistem corupt. Și dacă îți cultivăm și îți celebrăm asemenea oameni, asemenea personalități, măcar în spațiul nostru public, dacă nu exact în politica moldovenească, cred că putem să nișcăm alea mai departe ca societate. You being too preachy, Andrei, și cu lecțiile astea de moralitate! Îmi permit, îi luni. Scuzați. Vă zic, petrec mult timp cu copchii și mă înflu în pene, mă cred autoritar. Vă știți ce-s de puternic eu în comparație cu fișorul meu de 4 ani? Eu îl zavalesc atât de ușor. Serios, eu zic, josna! L-am gândit odată, gata. Moare de râs. Dar tu cum? Te descurci cu copchilași? Iată, da. Poate mai sunt ceva comentarii pe care putem să le frunzărim și după asta ne luăm rămas bun? Mergem mai departe? Pavel Ciorici zice că experimentează cu banul. Pavel, atent, luni nu se dau bani. Mulțumim. Mihai îmi trimite un respect, mulțumesc foarte mult. Mihai, te admir, Andrei, spui adevărul din suflet, patriot adevărat. Mulțumesc, Aliona. Cu toate că și la noțiunea asta de patriot încă mai am mult de lucrat. Eu cred că fiecare de noi, atunci când se gândește la patriot și Republica Moldova, gustul amar și nisipul de la năjdacică care zgârie sufletul se face ușor simțit. Republica Moldova multă bucurie și dragoste și dor trezește în noi, generează în noi, o lăsat în noi moștenire. Dar cu toate astea noi trebuie să învingem tare multe bariere de neiubire ca să ne învățăm cu adevărat să fim patrioți, apropo de Moldova. Dacă sunteți la Montreal, în Canada, dacă sunteți în America de Nord, repejor biletul, repejor avionul, un trio de succes. Echipa lui Andrei Bolocan va fi live la Montreal pe 22 aprilie. E ziua lui Lenin. E o sâmbătă frumoasă. În sfârșit se încălzește și în -5. Designerul a pus un microfon Shure 55, legendar, pe care eu vroiam să-l cumpăr, dar nu-mi permitem, dar poate să ajung, dar nu știu de ce mă atrage să cumpăr mai multe microfoane, că am o predilecție spre colecții de microfoane. Vă invit la evenimentul live al lui Andrei Bolocan. Ia că aici e Andrei, aici e Bo și aici e Locan. vă invit live. Dacă aveți prieteni pe la Montreal și le doriți o seară de neuitat, memorabilă, pe care să o regrete, tăguiți în comentarii și îndemnați-i să vină. Sâmbătă, 22 aprilie, la Teatro Piccolo, de la Santro Leonardo da Vinci, din orașul Montreal. Amu, chiar vă mulțumesc pentru atenție. Băi, serios, un drog foarte plăcut pentru mine să comunic cu voi, chiar și dacă sub formă de pixeli. Nu pot pleca, nu pot pleca, iar vreau să comentez un comentariu. E ca Mirabela Codreanu îmi scrie: ești sursa noastră de lumină, for real, să nu te stingi. Mirabela își dă seama de greutatea pe care ei ne-o pune pe umeri cu comentariul ăsta. Ei încă și-ne-o cerut, ne-a prietenie și eu nu i-am răspuns. Aute. Gata, iacu. Mirabela, nu există nu după asta, gata. Share-mi tot ce vrei. Cum poți scrie așa ceva să nu crezi că asta e greu pe umerii mei? Ok, hai, seară bună, noroc, numai bine, sănătate mult să aveți. Ciupicei!